Colegiul care, ca suprafat a spus, colegiul care include 439 de sate, colegiul numit, altfel, colegiul Mugiu Rapusen Tăiuș. Spunea cea domnul Pereș, colegul meu de colegiu, senator Pereș, îi pare rău după colegiul, cred că îi pare rău după zona de munte, zona Moților, dar în același timp trebuie să-i spun că și-au văzut și rivalul. Cum a plecat Pereș de aici? Olarul a spus că vine în locul lui. Și altă lege în sânt. Deci ai văzut un rival, în felul ăla să nu crezi că nu sunt mulți în partid să-ți ia loc. Și la Olar, și la Pereș, și la alții. Care așteaptă. Fac politică de 4 ani. Deci să nu vă mire de ce de 4 ani. Pentru că 4 mandate le-am făcut în administrație. Și niciodată n-am confundat administrația. Nu confund pe Dumitran ca om politic. Le iau ca un om de administrație. Primarul e un om de administrație. Dar noi suntem deja cu titlul și patalama de politicieni. Mi-am dorit să mă afirm în Parlamentul României, lucru care l-am și făcut și nu prea m-am lăudat în cei 4 ani, pentru că îmi place să promit și după aia să fac și după aia să promit. Nu să promit. Și așa că am pentru surpriză, poate pentru mulți, care se întreabă ce a făcut Olaru în Parlamentul României. Acolo nu putem minți, că este un CV-ul acolo și în baza CV-ului o puteți vedea cu toți, însă alegătorii mei sunt mai puțin care accesează internetul și va trebui să ies în presă să le spun ce a făcut Olaru pentru ei în calitatea, bineînțeles, de parlamentar. Trebuie să mulțumesc că a fost o tatonare și un așa de dute vino, poate să mă exprim, că m-aș duce la Senat, că sunt rivalul Pereș și am recunoscut, ăla e un rival adevărat care și recunoaște, nu te lucră pe la spate. Și trebuie să mulțumesc organizației. Mai mult a fost o tatonare să văd încrederea pe care o are Partidul Democrat Liberal de la județul Alba vis-a-vis de această persoană ăla. Eu le mulțumesc, nu-mi place să-i laud și lui Hava, lui Pere și lui toți. Când a fost vorba că mă mut pe candidatura de senator, nu s-a opus nimeni. Lucru pe care sunt foarte mulțumiți și mulții, că mulții au avut șansa, singura lor șansă, ca să aibă un candidat, cum spunea Mircea Hava, aici, din zona lor, la ora actuală să știți că l-a dat numai Partidul Democrat Liberal. Le-a dat șansa să aleagă între senator și deputat. Niciun partid, la ora actuală, nu și-a pus candidat din țara Moții. Mă mândresc că sunt moți și cu atât sunt și mai bucuros că n-am contracandidat din țara Moților. Nu înseamnă că nu fac o campanie. Nu mi-a plăcut să nu muncesc. Apropo, mă gândeam când m-am dus în Parlament și prima mea intervenție a fost la grupul parlamentar PDL, cum nu vreau să mă laud. Deci am vrut să viu ca și din armată, să mi se pună și mie o stea, o macaroană și îmi plec acasă. Pentru că te întreabă copilul, bă, tata, ai fost acolo, dar nu s-a văzut nimic după tine, nu? În primul rând să știi, te taxează familia, copilul. Te întreabă cine ai fost, ce ai făcut în postura în care ai fost. Și așa că pe final de mandat, grupul parlamentar PDR m-a însărcinat și pe mine, nu la cererea mea, merită și Olaru un vicelider de grup. Eu și prin asta, în CV-ul arată bine, pentru că tot Partidul Democrat Liberal mi-a dat acest titlu, nu pentru a mă lăuda aici, să știți că îmi doresc din nou să reprezint Țara Moților și Tăiușul în Parlamentul României. Nu plec niciodată într-o bătălie îndoit sau, știu eu, să credeți că mi-e frică de o bătălie, indiferent cine ar fi candidat, chiar și din Muncea Puseni, aveam tăria să mă duc cu oricine, îi dau șansă și la adversarul sau adversarii mei, le dau șansă, numai să știți că pe primul loc sunt eu. Mulțumesc!